creează lucrurile între ele, chiar fără să gândești că ele s-ar putea petrece așa, m-am oprit și eu la următorul gând, faptă. Noi astăzi am început un proiect mare, mare însemnând prin sufletul pe care l-am pus și prin iuța la cu care ne-am mobilizat și ne-am responsabilizat în grade diferite. Încercat să punem o piatră în această statuie la timp, care sperăm că are să devină acest moment comemorativ. Înainte să o facem noi, a făcut-o tot Daniela Caurea și tot în acest volum de început, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și poezia sună așa. De demult, coarda verii pe dealul sună și nu se poate opri nici somnul bătrânului albind de grâuri la șes. Eu, mamă, te țes la mine în gând și te descoper în fața lumii cu toți cireșii dragostei tale din iunie, mai fecioară ca oricând, binecuvântată de explozia nașterii, îmblânzind pe umeri solstiții și neîndrăznind să te aperi de căderea prin favurii amintirii. Și fulgerul acesta din stânga, care îmi leagă în limpede chipul, torcându-mi linia umbrei, mă țintuie de inima lucrurilor din care tu, mamă, zâmbești înghețată ca o fecioară de lemn. Acum nici nu știu dacă ar trebui să trecem la discuții sau discuțiile să se petreacă în ultimul moment de socializare. Cred că ar fi mai firesc așa, dacă doriți, dacă aveți pregătit un cuvânt dumneavoastră care vă aflați în sală, vă rog să o faceți acum. Dacă nu, eu mulțumesc încă o dată gazdei primitoare. Mulțumesc, domnule primar, că ne-ați pus la dispoziție acest loc care am auzit a devenit Lăcaș. Da? Cel puțin în aceste habar, n-am că timp s-a scurs, nici mai contează, că din nou timpul s-a oprit în loc. Vă mulțumim că ne-ați primit aici, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ne-ați adresat. Sperăm că veți duce mai departe demersul început de noi aici. Este, cum să spun, un apel, da, la memorie și la a ne promova și a ne susține valorile și de dorit că sunt ele de viață, dar nici după moarte să nu le lăsăm să se piardă în umbra uitării. Vă mulțumesc, Părinte, în numele meu și al tuturor celor prezenți aici, vă mulțumesc și când spun Părinte, mă refer și la Părintele Curcuță și la Părintele Iencuț. Da, n-am vrut să fac o greșeală. Mulțumesc doamnei director al Colegiului Național Costache Negri. Cer scuze pentru că am dat o altă titulatură. Tuturor celor prezenți astăzi și dumneavoastră pentru că ați imortalizat momentele și a stat și ne-ați ascultat cu credință și fidelitate și sper să ne redați frumos, pentru că noi așa am vrut să transmitem și să exprimăm aici, dacă nu, vă rog să ne photoshopați. Ce să spun? Dumnezeu să-i odihnească în pace sufletul Danielei Caurea și să-i păstreze viu neîntinat spiritul, așa cum am spus, iar pe noi toți să ne binecuvânteze, să ne ocrotească de prefaceri mari, de vremuri mai grele decât sunt acestea de acum, să ne dea iubire, să ne dea înțelepciune, să ne dea putere să trecem peste toate, să ne dea armonie, dorința de a crea punți sufletești unii cu ceilalți, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să duceți mai departe ceea ce am început noi, membrii cenacului literar, artistic, George Călinescu. Vă mulțumim!